Bună seara, dragi prieteni, îmi cer scuze pentru mica întârziere. Am pregătit un pic emisiunea de astăzi pentru că este o emisiune mai specială decât de obicei și a fost nevoie să încropesc așa câteva idei ca să le pot expune fără să fac omisiuni. Este o emisiune prin care vreau să arăt că noi, meritocrații, putem să și construim, nu doar să criticăm. Este o emisiune poate un pic mai lungă decât de obicei, s-ar putea să ajungem la peste o oră jumate. M-aș bucura să o vedeți cât mai mulți și să o dați mai departe, să o șeruiți, să le arătăm tuturor românilor că mai există o speranță, mai există o șansă, că nu e totul pierdut. O să începă emisiunea de astăzi cu un comentariu Scurt referitor la evenimentul zilei, care mi se pare întâmplarea de la Cluj. După cum știți, câteva mii de oameni astăzi au fost masați în, aerop în aeroportul de Cluj ca să plece sclavi la muncă în Germania ca să culeagă sparanghelul nemților, pentru că nemții, vă dați seama, nu se coboară ei atât de jos încât să se ducă să-și culeagă sparanghelul de câmpuri. Paranghelul, culesul paranghelului este o chestiune grea, trebuie să te apleci, trebuie să te dor șalele, nu poți să o facă decât sclavii, nemții, în general, sunt directori, sunt șefi, sunt boși, sunt antreprenori, lucrează alții pentru ei. Așa este când ești un popor, o rasă superioară, când ești mai presus de restul, îți permiți să aduci sclavii să lucreze, să culeagă uh, sparanghelul, uh, spanacul, usturoiul și ceapa cu salarii de 7800 de euro pe lună, iar ei care stau și te supraveghează, supraveghetorii, au câte 3-4.000 de euro pe lună. Știm bine aceste lucruri, deja mulți dintre voi ați lucrat în Germania, știți cum este. Mă rog, nu e vina lor, nu e prost cine cere, e prost cine dă, dar nu despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre statutul nostru de popor de sclavi în Europa. Am făcut-o de multe ori, asta este adevărul, trebuie să acceptăm situația, să o luăm așa cum este și probabil că este așa, în primul rând, din cauza noastră și nu din cauza lor. Dar ce este cel mai interesant la această situație de azi este faptul că nu mai e nevoie de declarații polițiștii lui Claus și al lui la n-au mai dat amenzi. N-am văzut la televizor imagini cu polițiștii bătând sclavii care pleacă la muncă în Germania. N-am văzut amenzi că n-aveau declarații. Nu mai este nici o problemă faptul că acei oameni au stat ca sardelele în autocare ore întregi, mergând, atenție, de la Suceava la Cluj de la Craiova la Cluj, de la Maramureș și așa mai departe. Unii au făcut șapte, opt ore pe drum cu autocarul stând ca sardelele unii în alții câte 30-40 de oameni într-un autocar. Deloc nu mai este îngrijorat guvernul la Ioșică și președintele nostru Claus de uh, contaminare, de faptul că e contagios virusul răcelii de faptul că poate să se îmbolnăvească, că poate să ia virus. Nu, tată, dacă e vorba de o cauză nobilă, să se ducă să ajute poporul german să mănânce sparanghel, nu e nicio problemă. Români, puteți să vă infectați, puteți să luați 100.000 de mii virus, nu e nicio problemă. Dacă mergeți să fiți sclavi la nemți, e ok, e bine, e bine, mergeți. Stați ca sardelele, după aia stați în aeroport. 3.000 de oameni în 5 ore. Unul în altul, după care urcați-vă în avion și stați iară ca sardelele, nu 30-40, ci 300-400. 300-400 de oameni înghesuiți într-un avion, unde toți tușesc strănută, unde este un mediu incredibil de favorabil uh, contagiunii și nu e nicio problemă în asta. E problemă, în schimb, dacă ieși cu nevasta pe stradă să te plimbi. Dacă te duci cu, cu soția seara să ieși la o plimbare, pf, amendă, declarații, dar degeaba ai declarații că te-ai plimbat prea departe de casă. Doamne ferește! Să îndrăznești să te duci să faci cumpărăturile, să cumperi pâine de la un magazin mai departe decât e magazinul cel mai apropiat. Amendă! Ați văzut secvențe pe Facebook? Îți dă polițaiul pumnul în gură, un, doi. Cum? Păi vrei să, să faci, să, să dai boala și altora? Vrei să îmbolnăvești poporul român? Nu, tată. Amenzi, amenzi că și așa sunteți prea bogați voi românii și a hotărât la că împreună cu Claus, desigur, că trebuie bătut recordul mondial de amenzi pe motiv de declarație și pe motiv că a ieșit din casă fără, fără să ai un motiv foarte serios. Atenție! foarte serios trebuie să fie motivul ca să ieși din casă și să nu iei amendă. 20 de milioane amendă ca ieși din casă fără un motiv foarte serios. De exemplu, dacă te-ai dus să faci cumpărăturile pentru părinți, da? că poate părinții sunt bătrâni, amendă, 20 de milioane de lei. Dacă te-ai dus să joci un tenis cu prietenii, 20 de milioane de lei amendă. Nu e voie să faci sport. Numai așa, mișcare pe lângă casă, în jurul casei. Te învârți până, până amețești. Dar, ca să pui mii de oameni ca sardelele și să le trimiți în Germania, nicio problemă, tată. E o cauză nobilă. E salvarea poporului german care vă dați seama și prin ce suferință ar trece el, poporul nostru prieten, prieteni, că ne sunt foarte buni prieteni, ne ajută la greu, vă dați seama prin ce suferință ar trece să nu poată să mănânce ei sparanghel în luna uh, aprilie. Vă dați seama. Imaginați-vă voi Germania fără sparanghel în aprilie. Imaginați-vă voi că nu s-ar duce românii să le culeagă sparanghelul, ci ar trebui nemții să-și culeagă sparanghelul. Frumoasele cucoane nemțoaice, mândri, ariani, arieni, germani, Făcând o astfel de muncă umilitoare, cu lesul sparanghelului, să-și bage mâna în pământ, cum mi-am băgat eu astăzi în grădină, că am grădinării, poate că o să se lege de mine vreunul. Că... Bă, fraților, niciun sacrificiu nu este prea mic ca să ajutăm poporul german să se bucure de viață. Asta este. Trebuie să o facem și pe asta, dragii mei. Numai că eu doar atâta vreau să îl întreb pe Claus, că știu că are informator legat de referitor la ceea ce spune aici în emisiune. Bă, Claus, nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine? Un român care iese pe stradă cu o anumită treabă care nu e urgentă, îi dai 20 de milioane amendă, că vezi, Doamne, e un risc uriaș pentru sănătatea poporului. Dacă să bagi mii de oameni ca sardelele într-o conservă, ăla nu mai contează. Acolo nu mai e niciun risc, nu mai e nicio amendă, nu mai e nicio problemă. Dacă trebuie să ajutăm pe nemțelei tăi, atunci este în regulă. Nu ți-e rușine? Cum mai poți să dai ochii cu românii, băi, Claus? Cum poate să fie atâta nesimțire în cineva care conduce acest popor până la urmă? E revoltător, nu are nicio logică, niciun bun simț. Sigur că da. Iar voi atrage fel de fel de comentarii și jigniri că ce am cu nemțălăii. Bă, fraților, n-am nimic cu ei. Am cu cei ce ne conduc și își bat șoc de noi. Care se dau mari iubitori de români și care se dau că vezi, Doamne, ei ne dau amenzi pentru că vor să ne protejeze. Ei ne pun să completăm declarații în fiecare zi când ieșim din casă, nu ca să ne umilească, ci ca să ne protejeze. Ne protejează declarația, aia ne protejează să nu luăm virusul. În schimb, când e vorba de, de mers la în sclavie, pe plantațiile de negri din Germania, acolo nu mai e nevoie de nimic. Nu mai e nicio problemă, niciun risc de contagiune, niciun risc de coronavirus, de nimic. Este incredibil, bă, fraților, ce se întâmplă, ce abuzuri imense au loc în țara asta. Și oițele, da, și și la Digi TV ni se spune ce conducere luminată avem și ce fericiți suntem că nu mai este PSD-ul, ca și cum ăștia ar fi foarte, foarte competenți. Vedem că este haos. Peste tot. La toate nivelele. Ni se spune la Digi Serios TV, ni se spune că devine PSD-ul, că au pus management, numai pile, relații și amante. Păi eu nu am nimic. Eu sunt convins că așa este. Eu sunt convins că în timpul guvernării PSD-ului, criteriile după care au fost numiți șefii peste tot, în învățământ, în sănătate, în cultură, în sport, peste tot, numai pe bază clientelară, pe bază de pile, de cunoștințe, de neamuri, de amante și așa mai departe. Și de șpagă, mai ales. Și de șpagă. Sunt convins de asta. Bă, fraților, dar unde am văzut că e dezastru cel mai mare la spitalul din Suceava, Acolo toată conducerea este de când lumea a lui este a, a PNL-ului. Directorii au fost mereu peneliști, primarul e penelist, consiliul județean e PNL, e PNL. Șef de spital, director de spital pus de PNL, adică să să nu mă înțelegeți că și da, eu nu sunt cu PSD-ul deloc. Dar eu n-am auzit vreodată să fi făcut PNL-ul în funcții pe criterii meritocrate. N-am auzit vreodată să se pună problema de a se numi măcar un ministru. Hai să zici că n-au ajuns la spitale, că n-au avut timp, că n-au ajuns la învățământ, la inspectorii școlari, la ok, n-au avut timp, că abia au ajuns la putere. Bă, dar ne-a amenințat Claus că acum face el guvern PNL de meritocrați. Păi care sunt meritocrații? Ștefan de la dezvoltare, la care îi dai miliarde de euro pe mână și care este, este de cascadurii râsului? Cine este? Turcan? Viceprim-ministru? Vice Bă, fraților, vă dați seama. Turcan aia e viceprim-ministru, intră în istoria României. O femeie despre care primul ei ministru, șeful ei direct, spune că e o curvă care a răzbit, în viață dând cu Bă, fraților, unde e meritocrația? Uitați-vă la ăsta, care a fost ministrul sănătății, Costache, un excroc. Uitați-vă la mediu, un imbecil despre care o să vorbim un pic mai târziu, că am o rubrică specială dedicată ministrului mediului. Unde e meritocrația? Unde e diferența față de PSD, dragii mei? Că pesediștii știm că au fost niște mafioți, că sunt niște mafioți, niște gangsteri, niște uh, șpăgari, știm că sunt niște mizerii, niște gunoaie. Dar ne amenința, bă, Claus, că faci tu acum meritocrație. Păi asta ai înțeles tu din meritocrație, mă? Asta ai înțeles tu din cartea mea că e meritocrație? Să înlocuiești niște idioți cu alți idioți? Să scăpăm de udrea și să o avem pe Gorghiu și pe Turcan? Să scăpăm de, de ciordache și de șerban și să-l avem pe costache și pe imbecilul ăsta la care nici nu știu cum îl cheamă, de la mediu? Asta e meritocrația, vai Claus, așa ai înțeles-o tu? Totul este un haos. Nu există management în România. Nimeni nu se pricepe la a conduce. Acum, Moștenirea, nu știu ce, că au avut ei moștenirea, care au avut-o blestemată de la PSD. Dar guvernul ăsta la Ioșică deja are șase luni, dacă nu mai mult. Păi în șase luni, bă, tată, puteai să organizezi 30 de concursuri de ocupare a posturilor în toate instituțiile statului pe bază de valoare, pe bază de merit. Să pui manageri, profesioniști peste tot. Ei au avut grijă să dea jos pesediștii și să-și pună neamurile și curvele lor. Asta a fost grija lor în șase luni de zile. Numai asta au făcut. Au schimbat pesediști cu peneliști. În rest, nimic. S-au schimbat membrii unui clan mafiot cu membrii altui clan mafiot. Care, până la urmă, în timp, sunt uite așa. Că oricare dintre politicieni, azi e la PNL, mâine e la PSD, poi mâine e la PDL, poi mâine e la PMP și așa mai departe. Știm foarte bine că ei se schimbă, se învârt, sunt aceiași care sunt bani într-o de bandiți, bani și gașca cealaltă. Asta este țara în care trăim și atenție, dragii mei. Acum vine o criză economică și socială cum n-a cunoscut România niciodată. Ce vine în următoarele luni, dragii mei? În primul rând, gândiți-vă că în România nu mai sunt venituri la buget. Nu mai sunt sigur că nu se mai vinde marfă, nu mai circulă marfă, nu e TVA. După ce că era mic TVA-ul, nici ăla nu mai e. Nu mai e profit. Nu mai vin în conturile bugetului de stat în încasări din asigurări sociale, pentru că, iată, peste un milion de angajați au fost disponibilizați. Ăștia toți acum sunt în șoma 70%, dar vor fi șomeri. Atenție, ce înseamnă asta? Înseamnă doi pumni dintr-un foc. Unu, că de la ei nu mai, vine, nu mai vin asigurări sociale, care nu sunt puțini, sunt peste 30% din salariu. 35% din salariu sunt asigurări sociale. Gândiți-vă, la peste un milion de oameni, faceți un milion ori doar 500 de euro, să zicem, hai 600 de euro, înseamnă 600 de milioane salarii, 30%, să vedem așa aproximativ, fac foarte aproximativ, înseamnă aproximativ 200 de milioane de euro pe lună care nu mai intră la bugetul statului. În schimb, la ăștia un milion de euro trebuie să le dai ori ajutor de șomaj, 75%, ori trebuie să le dai mai târziu șomaj. Care este cam aceea sumă pe care va trebui să o dai în loc să o primești. Deci în loc să intre 200 de milioane, nu-ți mai intră, dar trebuie să plătești 2-300 de milioane. Asta știți ce înseamnă? Un deficit lunar de 500 de milioane, aproximativ. Lunar! Asta știți ce înseamnă într-un an? 6 miliarde de euro. Asta înseamnă 3% din PIB, numai din asta. Și atenție, nu vor fi un milion de oameni. Vor fi un milion 500 spre două milioane, vă spune Laurică, care știe despre ce e vorba. Care înțelege economie, spre deosebire de panaramele astea care conduc România. Care n-au nicio legătură nici cu economia, nici cu finanțele, nici cu viața reală. Ăștia știu un lucru. Bla, 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 să dea de la Academia Ștefan Gheorghiu, să dea din gură, să fure, să ia parandărăt și să-și vadă de interesul lor. La altceva nu se pricep. E de înțeles, sunt politicieni. Că dacă se pricepeau la ceva, nu se, nu se făceau politicieni. E bine, dragii mei, incompetenții ăștia nu realizează ce se întâmplă la ora actuală în România. Atenție! Din septembrie vor trebui să dea pensii mărite cu 40%. De unde o să dea ei pensii mai mari cu 40%? Sigur că da, din împrumuturi, vei spune. Păi ele se termină. Au luat împrumut, au un buffer, au un stoc acum de bani, dar ăia se vor termina. Ăia poate să se reziste cu ce au acum la socotele pe care le-am făcut eu poate să reziste între 6 și 8 luni cu banii. Păi dacă mai vin și pensiile, păi bă, fraților, nici nu te mai împrumută nimeni. Că ratingul de țară va scădea atât de mult încât nimeni nu va mai... Cum să-i mai dai împrumut unei țări care știi că nu are cum să dea înapoi? O să vină o sărăcie cruntă. Sigur că au de ales. Ce o să facă? Deocamdată, la Ioșică, e vesel. De ce? Că au acest buffer de bani, au acest stoc de bani puși deoparte. Luați din împrumuturi, desigur. Nu că vezi, Doamne, în mod normal, o țară cu gospodari, cu manageri adevărați, ar fi avut acest stoc de bani din economii din vremurile din anii trecuți. În fiecare an să zici, bă, hai să punem deoparte un miliard anul ăsta pentru vremuri grele. Hai că să mai punem un miliard, că o să vină criza mai devreme sau mai târziu, că ne tot anunță la urică în emisiunile lui că vine criza. Nici vorbă. Nici vorbă, doamne. Trebuie să dați mită electorală ca să te voteze poporul și să ieși tu la alegeri. Bun. Acum, ce au de făcut ăștia din PNL? Cât timp au acest stoc de bani din credite, o să-i dea la popor o să vă mai dea salarii, o să vă mai dea ajutor de șomaj, o să vă mai dea pensii. Dar când s-o termina, ce o să facă? Că atunci, brusc, în clipa în care s-au terminat banii, nu mai ai din ce să dai atenție. Nu pensii mărite cu 40%. Nu salarii tăiate cu 20%. Nu o să mai aibă bani să dea pensii și salarii deloc? nu o să mai poată, se va bloca țara asta economic total. Poate ziceți că sunt alarmist, că vă vorbesc prostii. Băi, fraților, credeți-mă, peste șase luni, dacă rămâne guvernul ăsta PNL, care nu gestionează cum trebuie situația economică, care este o catastrofă din punct de vedere managerial, peste șase luni, dragii mei, nu vă veți lua salariile bugetarii, profesorii, medicii, toți din administrația locală, iar bătrânii nu vă veți lua pensiile. Dar nu că le veți lua cu 10% mai mici. Nu le veți lua deloc. Veți lua, dacă veți lua o dată, la două luni, veți lua o parte din ele. Asta se va întâmpla dacă rămâne acest guvern de incompetenți, de idioți, care nu realizează că deja astăzi trebuiau să aibă un plan de reconstrucția României trebuiau să aibă un plan de urgență care trebuie, trebuia pus deja în aplicare de două săptămâni. Ei nici nu se gândesc că e nevoie să-l facă. De ce nu se gândesc? Pentru că un plan de reconstrucție a României înseamnă sacrificii uriașe, înseamnă, înseamnă măsuri drastice, înseamnă să astăzi să tai din bani ca să poți să dai și peste șase luni, și peste nouă luni, și peste un an, și peste doi ani pensiile și salariile. Că dacă nu o faci astăzi, peste șase luni degeaba mai vrei să o faci, că nu mai ai cu ce să faci. Ei bine, dragii mei, în condițiile astea de, vă dați seama, de sărăcie, lucie, de lipsă de locuri de muncă, Gândiți-vă că ni s-au întors în România sau se întorc vreo două milioane de, de romi, de oameni care se întorc aici pentru că acolo nu mai au nici ce să cerșească, nici ce să fure, nici ce să nimic. Și se întorc în România și trebuie să trăiască din ceva. Trebuie să mănânce ceva. Ce o să fac? Gândiți-vă ce problemă socială uriașă va deveni șomajul întoarcerea celor două milioane de infractori, de cerșetori, de hoți, de curve și așa mai departe de prin toată Europa. Gândiți-vă ce va fi când nu numai ăștia vor muri de foame, ci și mulți români care au avut servicii care cu 900 de lei sau cu 800 de lei șomaj, dacă îl mai iau, nu o să poată să trăiască o familie întreagă. E, gândiți-vă ce vine în România, în condițiile în care nici nu se, nici nu se gândește Claus. Stai, bă, că am făcut o tâmpenie. I-am pus pe peneliști, nici nu se pricep și dacă s-ar pricepe, nu poate să ia măsuri de reformă. De ce? Păi dacă ea se apucă să ia măsuri, să zicem că mâine mă cheamă la Iosică, la guvern și zice, bă, primos, spune-ne ce avem de făcut. Hai că eu, uită-te, eu la Iosică recunosc. Eu n-am fost manager în viața mea, eu, orbanică, sunt aici pus manager de țară, dar eu în viața mea n-am condus cu un chioș de ziare. Dar, ok, nu mă pricep, dar uite tu care de 30 de ani lucrezi în afaceri și ai făcut atâtea și atâtea. Ai pus la, ai pus pe roate atâtea afaceri și știi ce înseamnă uh, economia. Băi, ia, hai, dăm -mi și mie niște sfaturi. Bun, și eu o să zicem că mă duc și îi spun. Păi cum să ia el măsurile alea, bă, fraților? Păi dacă ia măsurile alea, unul la mână. Îl linșează partidul. De ce? Pentru că la alegeri peste șase luni o să facă 5%. La ce măsuri trebuie luate ca să salvezi România, atât de impopular vei deveni, încât n-ai cum să mai faci mai mult de 5% la alegeri. Pe de altă parte, dacă nu iei măsurile, se prăbușește de tot țara și se intră în haos și în anarhie. Imaginați-vă, două milioane de infractori întorși în România cu polițiști neplătiți cu lunile, gândiți-vă, cu o armată care numără mai mulți generali decât soldați, cu o administrație publică făcută numai din amante, și din neamuri, și din cochi și, co și, și, și idioți fătați de către nevestele politicienilor, și descurcăte România. Ministrul Mediului ne spune astăzi că nu poate să stopeze defrișările de păduri. Că este la curent cu toată activitatea și cu tot lobby-ul uriaș de pe Facebook cu stoparea de frișărilor, dacă ei nu poate să stopeze de frișările. Bă, dar parcă acum o lună ieșise la Ioșică și Claus, ieșise la plantat de copaci și promiteau poporului că ei vor stopa de frișerile în România. Păi acum o lună șeful de guvern și președintele țării spune că stopează de frișările, și vii tu, ministrul mediului, și spui astăzi că nu poți să oprești defrișerile de păduri, pentru că sunt sute de mii de oameni care trăiesc din jaful pădurilor. Aha. Deci, nu oprește, așa a zis el, că nu oprește defrișerile de păduri, pentru că 500 de mii de oameni își duc traiul, sursa de venit, din furtul de păduri. Bă, bă, frate, păi atunci nici țiganii să nu mai fie opriți să jefuiască, să fure? Că și ei, două milioane de țigani trăiesc din asta, n-au din ce altceva, că ei nu sunt nici strungari, nici frezori, nici alpiniști, nici frizeri, ei din asta trăiesc. Păi să nu-i mai oprim nici? Păi atunci, bă, fraților, că e sursa lor de trai. Păi de cu ce e mai bun ăla care fură, jefuiește păduri decât ăla care fură din buzunare într-un lebuz? Păi cu ce e mai bun? Tot furt este. Sigur că e altfel de furt, dar tot furt este. În lege nu scrie că cine fură pădure este bun și lemn. cine fură lemne din pădure e bun și este hoț mai puțin periculos și ăla care fură portofele e rău. E furt. Calificat și una și alta. Bă, dar să vii tu ca ministrul mediului să spui că nu poți să oprești furtul? Că oamenii ăia trăiesc din furtul pădurilor, este ceva de noaptea minții. Vă dați seama? Ăsta e lupul pus paznic la oi. Vă dați seama că ăsta este mânjit, este omul plătit de mafia pădurilor. Deci, ce, ce, ce dovadă mai bună de faptul că ești ori șantajat? că ești corupt de către mafioții din, din, din domeniul ăsta al defrișărilor de păduri, decât să vii și să faci o asemenea afirmație. Ce scuză imbecilă, auzi? Să nu oprești furtul pădurilor pentru că sunt atâți oameni care trăiesc din furtul ăsta. Bă, nu, e de noaptea minții, bă, fraților. Ăsta este ministrul mediului. Că dacă venea și spunea o, o Alina Gorghiu sau vreun voicu, sau vreun blaga, sau vreun berceanu, ziceai, bă, na, ce e parlamentar, știm că sunt hoți, știm că sunt niște ticăloși. Bă, dar ăsta este lupul paznic la păduri. Ăsta, ministrul mediu, mediului, trebuie să păzească pădurile, să nu fie defrișate. Și el vine și ne explică că trebuie să fie defrișate. Că doar atâția oameni trăiesc din asta. Bă, incredibil. Deci, poate să plătească statul român. La 1.500.000, 2 milioane de oameni. Șomaș tehnic, 75% de salariu. Dar la 100.000 de oameni câți lucrează în industria asta a furtului de păduri, de lemn, acolo nu, 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 acolo nu trebuie intervenit. Păi, bă, tată, oprește tăierile de păduri și dă-le la aia 100.000 de oameni care duc acasă la încă 5 oameni, să zic, că sunt în total cu familii cu toți, sunt 500.000. Dă-le la ea. Și o mai, dă-le un ajutor, dă-le 20 de milioane pe lună să trăiască, dar să nu mai taie lemne. Că țara pierde mai mult. Mai e o chestie. Ok, zici că n-au ce să mănânce dacă le, le, iei dreptul de a, de a fura pădurea. Păi și când s-o termina pădurea peste 10 ani? Nu tot la situația asta ajungi, ce faci cu 500.000 de mii de oameni care până acum furau lemne? O să le spui, bă, nu mai aveți lemne, treceți și voi la portofele ca țiganii. Băi, este incredibil. Auzi ce mai zice? Că, că jumătate din păduri sunt în proprietate privată și cum să le interzică el oamenilor să-și valorifice bunul propriu? Păi bă, frate, dacă pădurile ați făcut în asta uriașă, tot voi peneliștii, tot voi ați făcut-o. Băsescu, nu? Băsescu, PDL, fost PDL, actual PNL, că 90% dintre pedeliștii lui Băsescu sunt peneliști azi. Bă, frate, că ați făcut în penia și a ați retroceda pădurile, ceea ce nu trebuia să se întâmple niciodată. Pădurile trebuiau să rămână în întregime proprietatea statului, așa cum scrie și în Constituția Meritocrată. Lacurile, râurile, apele, în țara asta trebuiau să rămână proprietatea statului. Este vorba aici de strategie națională, este vorba de interes național, este vorba de, de, de lucruri mult mai importante decât să restitui tu pădurea lui Ionescu sau Popescu. Și așa, pădurile astea, cum au intrat moșii și strămoșilor în, în proprietatea lor? Cum? Tot pe un stil mafiot, ca astăzi. Au fost politicieni, au fost fel de fel de șmecheri care au pus mâna pe pădurile astea. Să nu credeți că acum 100 de ani ajungeai să ai pădure de 60.000 de hectare pe căi cinstite. Tot prin șmecherii și prin hoțomănii se făceau. Ca astăzi. Cum să dai bunul cel mai de preț al țării ăsteia? Pădurile să le dai tu unor, nu mai vorbesc, că 80% dintre aia care s-au reîmproprietărit, care s-au împroprietărit cu păduri, au făcut-o cu acte false. Cu șmecherii, cu notarii, cu șmecherii, cu, cu judecători și așa mai departe. Pă bun, e pădurea lui. Păi, bine, tată, e pădurea ta. Da, n-ai voie să o tai. E greu să dai o lege de genul ăsta? Vrei să-ți valorifici proprietatea? Culege ciupercuțe din ea. Culege zmeură din ea. A, fără răriri. Când e prea mult lemn și nu mai e loc, sau când e prea bătrân lemn, nu tai ok, și nu mai atunci, dar rărești. Dar nu defrișezi. Munți întregi defrișați. Care devin ce? Un pericol, o calamitate. Când plouă mai tare, începe să alunece terenul. Bă, fraților, și ca să fie, să se pună, ca să pună Dumnezeu acum acapac la toate, vorbeam cu cineva care lucrează în domeniul agriculturii zilele trecute, și că e dezastru. Și că e dezastru în agricultură. Și că e secetă. Bă, eu nu știu, la noi în România m-am obișnuit că dacă nu plouă o săptămână, e secetă. Dacă plouă trei zile, e inundație. Dar, ci că e pe bune, Pământul e foarte uscat, s-a adunat un deficit uriaș de apă în sol și culturile agricole sunt la pământ. Și că nu o să avem producție anul ăsta nici jumate față de anul trecut. Păi știți ce înseamnă asta, dragii mei? Că va trebui să importăm foarte mult. Că vom avea o criză uriașă de, de subproducție în agricultură și va trebui să importăm. De unde se importă? Rușii, care sunt unii dintre cei mai mari exportatori de grâu din lume, au, au blocat toate exporturile de grâu. De ce? Pentru că se așteaptă că vine criză alimentară foarte mare. În curând, toți vor interzice exportul de cereale. Păi vă fraților, vă dați seama ce o să fie dacă la criza economică, la criza socială, a infracționalității uriașe. Mai o să mai punem și criză alimentară din cauza secetei? Dacă va fi, că poate nu va fi. Poate de începând de mâine începe să plouă în drag și nu o să fie. Voi vă dați seama da, că totuși va fi secetă și vine și criza alimentară peste criza economică și socială. Ce va fi în România? Bine, o să spuneți acum, Bun. Ne-a arătat ce va fi, cum va fi. Ce e de făcut? Păi, bă, fraților, în primul rând, că guvernul ăsta, PNL, trebuie dat jos nu azi, nu mâine, ieri. Urgent ar trebui dat jos. Din două motive. Unul, pentru că este incompetent, că habar nu are de management. Și doi, la mână, pentru că și dacă ar avea habar nu ar putea să ia măsurile radicale care trebuie luate ca să se mai poată salva ce se poate salva. Nu poate să le ia de ce? Pentru că dacă ia măsurile astea, peste șase luni o ciolanul din gură. Se duc la 5%, vine iară PSD-ul la putere. Deci nu au ce să facă. Nici nu știu și și dacă ar ști, nu pot să facă lucrul ăsta. Și atunci rămâne o singură soluție. Urgent trebuie dat jos guvernul ăsta și pus un guvern cu adevărat de meritocrați. Nu de tehnocrați ca lucioloși, de alți imbecili, de imbecilii lusărăși de data asta. Nu, dragii mei. Trebuie pus un guvern de specialiști în management, în managementul de criză, de oameni deștepți care știu să conducă care au condus la viața lor, care au făcut, care au construit, care au dezvoltat, care gândesc, care au strategii, care poate să facă ceva, care sunt jucători de șah. Țara are nevoie astăzi de jucători de șah. În condițiile în care nimeni nu o să ne mai ajute. În condițiile în care vine prăpădul. Dacă mâine ar pune un guvern de tehnocrați, de meritocrați, de cum vreți să-i ziceți, de oameni capabili, de oameni inteligenți, buni manageri și strategi, ar trebui să ia următoarele măsuri. Și le spun aici, de ce? Ca să fie public și să se poată folosi oricine de ele, ca să nu se spună că, bă, noi n-am știut ce să facem. Ca să nu se spună că primul numai critică și nu dă soluții. Există soluții. Iată cele... 20 de soluții în 20 de puncte pe care eu le-am gândit și pe care le văd singurul mod, singura posibilitate de salvare a României. 1. Punctul numărul 1. Foarte important. Ca să ții totul în frâu, la greutățile care vor veni, ca să poți să începi să construiești, să repari, să salvezi România îți trebuie liniște în țară, îți trebuie siguranță, îți trebuie ca oamenii să știe că nu poți să o ia pe, 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 pe căi greșite, căi cost. Asta înseamnă prima, primul punct, dublarea pedepselor pentru toate infracțiunile. Eliminarea răhaturilor astea, de, de eliminarea executării pe, cu, el, cu pedepsele de pușcărie executate acasă, și a sentințelor cu suspendare și chestii de, de genul acesta. Nu, tată. Toate pedepsele trebuie să se execute cu pușcăria, toate pedepsele trebuie să fie fără suspendare, cu executare, la pușcărie și la muncă. Niciun pușcăriaș nu trebuie să mai stea, să le nevească, să mănânce și să se uite la televizor în vremurile astea. Toți trebuie să-și execute pușcăria prin muncă. Nu mai trebuie să avem bătaia asta de joc din justiție cu, cu procese care durează 5, 10, 15 ani. Este ceva de râsul lumii. Este cea mai mare bătaie de joc la adresa justiției și a dreptății. Cum să dureze, bă, frate, un proces 10 ani? Un proces nu are voie să dureze cu tot, cu, cu uh, diverse faze ale judecății, cu recurs și cu chestii din astea. Trebuie să, în cel mult 2 ani trebuie să ai o sentință definitivă la orice proces. Dacă vrei să faci dreptate. Ce dreptate e aia când mai faci dreptate după 10 ani sau după 20 de ani? Păi, tu îmi faci dreptate după 20 de ani. Păi, la ce îmi -mi folosește mie dreptatea? Punctul 2. Trebuie izolate comunitățile țigănești care sunt focar de infecție și infracționalitate. Trebuie să se instituie o conducere militară și, atenție, oamenii ăia, nu trebuie bătuți, nu trebuie băgați la pușcărie, nu trebuie... printre ei sunt atenție. Printre ei sunt 10-20% oameni de treabă, harnici, cu minți, cinstiți. Nu sunt toți răi. Dar, bă, fraților, ei n-au stăpâni. Localitățile în care sunt comunități mari de țigani, primari și toți conducătorii, ori să le, ori tremură de frica lor, ori sunt mituiți de ei. Fac ce vor. Este ceva de speriat. Ce fac ăștia în localitățile unde sunt majoritari. Și poliția e la mâna lor, și primarul e la mâna lor, și consilierii, și totul e la mâna lor. Acolo trebuie, în localitățile astea, conducere militară, tată. Acolo trebuie în permanent să patruleze pe stradă militari. Acolo trebuie luat și făcut fabrici pentru ei, să li se dea loc de muncă, să meargă la servici, trebuie făcută școală cu copii, trebuie reeducați, trebuie făcut să devină util societății. N-am nimic cu ei. Nu vreau să li se facă niciun rău, nu vreau să pățească. Doamne ferește, oia 10-20% care sunt oameni buni și cinstiți, de ce să sufere? Pentru că alți 80% sunt niște lichele. Dar și lichelele ăia trebuie integrate în societate. Trebuie să știe de ordine, de disciplină, de lege, trebuie să știe că trebuie să fie cinstiți, să nu mai fure și să muncească. Dar trebuie să le dai servici. Fă o fabrică. În fiecare localitate unde sunt astfel de comunități, dă-le ceva de muncă și dă-le salariu ca să nu ajungă să fure, să dea în cap, ca să aibă ce mânca. Păi sigur că umblă, că fură și îți dă în cap dacă nu are ce să dea de mâncare la copil. Dar ea i o fabrică acolo, pentru femei una de textile, fă pentru bărbați un atelier de tâmplărie sau de ferestre PVC sau de construcții și să vezi cum se duc la lucru. Dacă mai pui și biciu pe ei și zici, hai, la muncă, ai servici, n-ai. Ea bagă în Constituție, cum e în Constituția meritocrată, obligativitatea de a munci. Păi normal că dacă n-ai servici, ce să faci? Trebuie să treci din ceva, din ce? Din furt. Dar ia obligă tu. Ia băgați o lege, băi, Claus. Ia mergeți în Parlament și votați o lege. Obligativitatea de a avea loc de muncă fiecare cetățean al României. Dacă nu e pensionar. Și dacă nu e student sau elev. Ia să vedeți cum se rezolvă problemele României. Numai cu o lege, cu asta obligativitatea de a avea un loc de muncă, ai rezolvat 80% din problemele României. Păi e posibil în țara asta, bă, fraților, sunt aproape 6 milioane de oameni care muncesc la un popor de 20 de milioane? Păi numai 6 milioane lucrează din 20? Hai să zicem că mai sunt pensionari și copii, încă 5-6 milioane. 12. Dar până la 20 mai sunt 8 milioane. Aia din ce trăiesc? Păi sunt paraziți, trăiesc pe spinarea părinților. 80% din tineretul până în 30 de ani trăiesc pe spinarea părinților, paraziți, stau toată ziua pe, pe sentimente punctroși și pe prostii de genul ăsta. După aia mai sunt hoți și uite-te cum se fac 8 milioane. Păi normal, ia pune-i pe ăștia la muncă să vedeți cum înflorește țara. Era rău Ceaușescu, nu? Umbla poliția prin oraș dimineața și cum îl prindea pe, vrunul, pe câte vrunul un bar, îl, hăt, îl uh, sălta. Păi foarte bine. Păi ce să cauți tu, mă? La 30 de ani, ap de muncă, tânăr, e plin în oraș, la păcănele. Bă, dar e bătaie pe locuri. Se stă la coadă. Te duci și mă... m am fost și m-am uitat. Băi, fraților, toți sunt între 30 și 50 de ani și stau la coadă să le vină rândul la aparat la păcănele. De dimineața până seara. Ai de capul meu. De-aș ajunge eu prim-ministru. Știți cum ar dispărea ăștia? Cum toți s-ar duce și ar fi încadrați în câmpul muncii? Știți cum s-ar construi România cu ei? Cum s-ar umple țara asta de irigații, de canalizări? De, 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 firme de construcții, de fabrici și uzine. Știți cum s-ar umple țara? Ar avea ăștia de lucru? Așa le-aș pune eu degetele la treabă? Păi da, dar nu poți că dacă faci treaba asta, în sistemul ăsta actual, nu te mai votează. Cum dracu mai a PSD-ul 35% la alegeri dacă îi trimis la muncă și le, le, le iei păcănelele? Păi nu te mai votează, bă, românul. Zice că are libertate și a câștigat libertatea, bă, în 89. Asta e libertatea pe care și-au câștigat-o. Punctul 3. Trebuie destructurate toate clanurile interlope din țara asta. Bă, fraților, este incredibil. La noi, în România, clanurile interlope sunt ceva firesc, natural. E ca strungarii, ca și cum ai vorbit despre firme, ca și cum ai vorbit despre echipe de fotbal, sunt ceva normal, fac parte din viața noastră clanurile interlope. Bă, este o nebunie curată. Păi, în clipa în care ai spus clan interlop, aia nu poate să existe decât în pușcărie. Pe păi cum poate să fie clan interlop? Cum e că noi suntem o societate în care există clanuri interlope? Pe păi ce societate aia în care există așa ceva? Știi că există. Și n-ai de structurat-o. Cum să existe clan interlop într-o țară civilizată? Nu, la noi nu numai că există, dar sunt și considerate ca ceva firesc, normal. Cum adică? Sunt și cum sunt uh, breasla uh, constructorilor, breasla stomatologilor, breasla medicilor, breasla interlopilor. Cum să nu existe? Păi dacă n-ar mai exista unde s-ar mai duce la curve politicienii români? Unde s-ar mai duce ciordache cu șerban să-și să verse amarul? Unde? A? Trebuie, bă, frate, să fie și de astea Că și viața, nu mâncați aici, burete. Clanuri interlope. Polițiștii, în loc să stea pe stradă, zi și noapte, cum era pe vremea lui Ceaușescu, sunt toți în birouri toate amantele, toți cochii șmecherilor sunt în birouri, tată. Sunt pe calculator, fac poliție pe calculator. Iar șeful cel mare este ăla la care se strânge 70-80% din banii făcuți de clanurile interlope. De mafioții de droguri, de traficanții de droguri și de traficanții de carne și de curve. 70% se duce taxă de protecție la șeful poliției. E, după aia te miri că înfloresc clanurile interlope. Păi normal că înfloresc. Ca o protecție a șefului cel mare, care e șeful poliției. În perioada care urmează, este neapărat nevoie câțiva ani de zile să fie total interzisă ieșirea din casă după ora 10 seara până la 7 dimineața. De ce? Pentru că elementele astea infracționale, să nu poată să-și facă de cap. Că atunci aș fac. Ei noaptea aș fac de cap. Ziua mai greu. Că ăștia spăsări de noapte. Patru. Trebuie să se transforme toate fostele unități militare, care acum stau goale și în paradină, în pușcării. Că se plâng că n-au pușcării. Și că de aia trebuie să le dea drumul din pușcării la toți infractorii, că nu sunt pușcării. Păi bă, frate, eu când am făcut armata, era mai rău ca la pușcărie. Totul era mai rău ca la pușcărie. Și mâncarea, și cazarea, și izolarea, și cu sârmă ghimpată, cu toate alea. Băi, transformați fostele unități militare în pușcării pentru ea cu fapte mai puțin grave. Nu pentru tâlhari, pentru ea care cu violență, pentru asasini, pentru violatori. Pentru ea care au fost prinși cu cior, de la care a furat o bicicletă, care a furat o, uh, 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 a spart o mașină, care, chestii din astea. Ia faceți toate unitățile astea militare. Pușcării. Pentru ăștia cu fapte mai puțin grave, până în 5 ani, să zicem. Și luați-i pe toți ăștia cu, și iar pușcările vechi, lăsați-le pentru ea cu fapte grave. Dar luați pe ăștia cu fapte mai puțin grave, băgați în unitățile militare și de la 8 dimineața până la 6 seara, la muncă, tată. La ce? La replantat, reîmpădurit, la plantat pomi, la făcut sisteme de canalizare în toată țara, la irigații. Ia să vezi cum le găsești de lucru. Ia să vedeți cum înflorește România, dacă transform toți hoții și interlopii în mână de lucru ieftină, că le dai doar o farfurie de ciorbă și o pâine, și să vedeți cum înflorește România în 10 ani. Nu e nevoie de, de investiții din alea megalomanice, de canal Dunăre, Marea Neagră și de prostii din astea, cum făcea Ceaușescu. Nu, tată, România are nevoie de investiții în irigații, în reîmpăduriri și în canalizări. Ăstea trei, dacă le faci în 10 ani de zile, e fantastic. Păi jumate din populația României se cacă în curte, bă, fraților. În România mor copii în fiecare an încăcat în căcat în wc din curte. În România sunt sute mii de sate fără canalizare și fără apă curentă în casă. În România, dragii mei, de unde a fost irigate 30% din suprafețele agricole pe vremea lui Ceaușescu și era puțin, atenție, era nemulțumit Ceaușescu. Și pe vremea aia nu era secetă. Astăzi nu mai e nici 8% din suprafața agricolă irigată. Vine seceta și ne ia dracu. Păi trebuie irigat peste 50% din suprafața agricolă a țării astea la ce condiții climatice vin acum. Atâta e de făcut în țara asta. Sigur că da, în asta trebuie investit. În canalizare, în irigații, în împădurire. Nu în terenuri de fotbal în pantă, cum făcea parașuta aia de Udrea, sau în teleschiuri, sau în mai știu eu ce aberații. Numai aberații. În parcuri. În, în, sate, cu trei copii, făceau parcuri. Și locuri de joacă pentru copii. Sau săl de sport, cum făcea idiotul ăla de năstase. Păi asta ne lipsește nouă mâne nemernicilor. Sălile de sport. Păi să facă sport la împădurit acolo, la pus, la plantat, pui de pom. Acolo trebuie să facă sport românul. Păi ce noi suntem Germania, tată, să arate țara ca o floare? Asta ne lipsea nouă, asta e lipsea românului. tichea de mărgăritar, terenuri de fotbal în pantă și săl de sport. Asta ne lipsea nouă. Păi acolo erau clienții politici. Ai PSD-ului, de acolo veneau și păgile. Păi nu ne trebuie alte lucruri mult mai importante decât să de sport. Să avem noi wc urile în casă, întâi și apă curentă în casă. Și după aia facem noi și săl de sport. Întâi să asfaltăm toate mii de sate în țara asta care nu au asfalt. Puneți asfalt întâi în toate localitățile din țară, faceți canalizare la toată populația și apă curentă în casă, după aia vă gândiți și la săl de sport și telecabine și teleschi și alte imbecilități. Da, da, de acolo nu iese șpaga, frate. Asta este problema. De aia țara asta nu poate fi condusă de politicieni. Și dacă i-ar duce capul, n-au interesul. Punctul 5. Trebuie oprite de de păduri și reîmpăduriri făcute, atenție, pe cheltuiala celor care au defrișat. Trebuie identificați că se știe în toate localitățile din țara asta, se știe foarte bine cine a tăiat pădure. Trebuie luați, agățați așa frumos, cu arcanul, mers cu poliția sau cu armata după ei, prinși, bătuți bine și puși să plătească toate costurile legate de reîmpădurirea locurilor pe care le-au defrișat. Și trebuie un moratoriu 10 ani de zile să nu se taie lemn decât pentru, atenție, pentru scop ecologic. Adică, ceea ce a căzut, ceea ce este bătrân, ceea ce este bolnav și chestii de genul ăsta. 10 ani de zile nu trebuie să se mai taie un lemn. E nevoie de lemn? Importăm, frate. Păi de ce? Putem să importăm atâtea tâmpenii? Importăm uh, tot felul de, de, de hârburi, de second hand de mașini? Importăm tot felul de căcaturi, de, de, de topi-topuri și de, de, de uh, prostioare? Și nu putem să importăm lemn? Importăm lemn. Ia haideți să nu mai exportăm grâu, ci să exportăm cum exportă alții pâine congelată, Haideți să nu mai exportăm uh, materie primă, să nu mai exportăm petrol, ci să-l rafinăm aici în România și să exportăm benzină și așa mai departe. Și atunci o să vedeți că o să fie și bani să importăm materie primă. Păi de ce alții șmecheri și importă materie primă de la noi, după care ne aduc nouă materia uh, produse fabricate, finite. Păi noi suntem niște tâmpiți. De aia. Pentru că noi suntem o colonie. Astea sunt coloniile. Coloniile exportă materie primă și importă mărfuri finite. Păi bă, bă, fraților, e vremea să se schimbe lucrul ăsta. O conducere, nu un la laioșică și un clausică, o conducere de manager are ca prioritate chestia asta. Băi, nu trebuie să mai exportăm nimic materii prime, trebuie să le prelucrăm aici în România și să exportăm produse finite. De ce? Ca să câștigăm noi și să dăm noi de lucru la românii noștri. Nu să se îmbogățească alții și să ia salarii de 3-4 de euro pe lună, alții, cu materia noastră primă. Asta trebuie să fie o prioritate pentru un guvern. Nu să te oblige să scrii declarație când ești din casă, unde te duci. Asta trebuie să fie, băi, la Ioșică, prioritatea ta. Nu declarațiile. Și birocrația. 6. Statul trebuie să facă investiții în toată România, dar investiții cu cap. Investiții prin care să dea de lucru oamenilor, românilor, și totodată să ducă la dezvoltarea țării. Trebuie să se facă investiții în canalizare, în reciclarea apelor uzate, pentru că de la canalizare o să fie niște ape uzate, care trebuie curățate, trebuie să se investească bani foarte mulți în România, în gunoaie, pentru ca gunoaiele alea să devină o sursă de bani și de profit și nu o sursă de mizerie și de poluare. Trebuie investit în România în asfalt, în drumuri, în șosele, în poduri, în ecologizarea României. În asta trebuie să investim noi bani. Și totul se poate face, vă spun eu, cu mână de lucru gratis. Dacă bagi la pușcărie toți nenorociții din țara asta, faci toate astea cu mână de lucru pe gratis, îi înveți și meserie, îi și reeduci când iese din pușcărie, nu mai are dor de furat, ci are dor de muncă, că a învățat și meserie și tot, și ai și dezvoltat țara asta. Șapte. Toate gropile de gunoi care sunt focar de infecție, am văzut și zilele astea, aproape zilnic în București nu se poate respira din cauza că ard gunoaiele. Bă, fraților, am stat și m-am gândit. Bă, fraților, prin arderea gunoaielor ălea, vă dați seama câtă căldură se eliberează? Am văzut pompieri care încercau să stingă focul. De trei zile se chiuneau și nu puteau și ziceau că le ard tălpile, că arde pământul. Așa cald era, fără foc. Bă, vă dați seama, toată energia aia termică a gunoaielor dacă ai folosi-o ca să încălzești locuințele românilor? Sau dacă ai folosi-o ca să produci curent electric? Bă, noi ardem gunoaiele ca să poluăm atmosfera și să încălzim atmosfera. În loc să le ardem noi cu cap, fără să iasă fum, să le ardem ecologic, cu tehnologii avansate, și să producem curent electric. Tot așa ar arde. Numai nici n-am poluat. Și am și face o grămadă de profit și de bani. Este incredibil. Stăm și în mizerie, și poluăm, și pierdem o resursă, pentru că gunoaiele sunt o resursă, dragii mei. Sunt una dintre cele mai valoroase materii prime dintr-o țară. După aceea, dragii mei, noi suntem ultima țară din Europa care nu selectează și nu sortează gunoaiele. Păi ar trebui să nu mai fie o casă care să arunce la grămadă gunoiul. Ar trebui... ce așa de greu? Eu știu că suntem un popor imposibil de disciplinat și de organizat. În democrație nu se poate. Dar cu amenzi, cu biciulețul, cu o conducere autoritară, se poate, dragii mei. Se poate sorta gunoiul și să refolosim în loc să fie plin de peturi în apele curgătoare din România, să le folosim, să facem o fabrică de reciclat peturile și să avem plastic pe gratis. Se poate recupera tot ceea ce înseamnă aluminiu, ce înseamnă fier vechi. Se poate recupera tot ce înseamnă biomasă ca să faci, să, să produci uh, biodiesel. Se poate recupera toată această resursă incredibilă numită gunoi. Se poate face din ea, în loc de o povară ecologică, se poate face bani. Dar pentru asta trebuie management. Pentru asta trebuie oameni care să gândească, să aibă o strategie și să facă lucruri bune pentru țară, nu să se gândească doar la parandărăt. Trebuie, dragii mei, punctul 8. Eliminarea totală a cheltuielilor cu achiziții militare, cu aruncat banii pe artificii, pe bombițe și pe avionașe de război. Băi, fraților, uitați-vă, noi în țara asta nu avem medicamente. Nu avem măști pentru o pandemie. Nu avem aparatură medicală. Suntem total descoperiți. Nu l-am auzit pe Claus odată să zică în șase ani de când de președintele României, bă, trebuie să cumpărăm aparatură medicală, să dotăm spitalele. N-am auzit odată să zică, bă, trebuie să fim pregătiți pentru o pandemie. În schimb, l-am auzit de nu știu câte ori, spunând că trebuie să ne pregătim de război, trebuie să ne pregătim că vin rușii peste noi. Păi uite că războiul a venit, dar războiul e unul biologic. El se pregătea de război cu rușii. Uite că rușii nu vin și nici nu o să vină niciodată. Dar vin virușii. Pentru războiul cu rușii care nu vine niciodată, suntem pregătiți. Dar pentru războiul cu virușii, zero. Nimic. Nici măcar măștile alea. De 10 cenți bucata. Nu există nicăieri. Nu le fabrică nimeni. Nu le-a cumpărat. Păi în loc să cumperi F-16 și rachete Patriot, băi, Claus, nu era de 10 ori mai bine să cumperi măști, costume de protecție, să cumperi aparatură medicală, să dotezi spitalele, să creezi condiții, să avem medici în țara asta, să avem organizare în domeniul medical, să avem medicamente nu să stăm și să cerșim acum de pe la chinezi nu era mult mai bine, în loc să bagi banii în căcaturile alea, în fiarele alea vechi de Patriot și F-16, să fi băgat banii în în acești cu adevărat inamici în a, în a neapărat cu adevărat de acești inamici mari, care sunt virusii, pandemiile războaiele biologice. Astea sunt războaiele viitorului, economic și biologic. Vin rușii peste noi. Bă, tu ne crezi tâmpiți, bă, Claus? Sigur că sunt 10% din populația țării de tâmpiți, de imbecili, care chiar cred că ne amenință rușii și că vin rușii peste noi. Ca să ce? Ca să ne ia ce? Că ei au o țară pe care și așa nu poate să o populeze. Au cea mai mică densitate de locuitori pe metru pătrat. Au zone cât 100 de românii în Siberia în care n-au un, un, locuitor. Un om, un rus. Mai, avea, mai au ei nevoie de încă o țară ca să ce? Păi ce bogăție avem noi? Păi noi nu avem nimic pe lângă ce bogății au ei în Rusia. Ce să ne ia nou? Garsonierele? Apartamentele confort 3? Ce să ne fure? Dacile? Sigur că ei prostit, măi, Claus, pe 10% dintre imbecili, care cred într-adevăr de pericolul rusesc și așa mai departe. Dar ai făcut-o de ce? Pentru că ești subordonat lui George Soros și oligarhilor mondiali care te-au pus acolo în postul de președinte în loc să te trimită la pușcărie. Pentru că dacă era după dosarele pe care le ai și după ce ai făcut după faptele tale, trebuia să fii la pușcărie. E, ai făcut târgu. În loc să mergi la pușcărie, te-ai dus președinte, dar, dar, în loc să aloși banii pentru ceea ce cu adevărat are nevoie această țară, i-ai aruncat pe fiarele veche F-16 și Patriot. Asta este adevărul. Ăsta este adevărat un mare pericol pentru România. Virusii, bacteriile și războaiele economice. Nu rușii, băi, idioților. Deci trebuie eliminate total orice cheltuieli legate de armată, armament și așa ceva. Toți românii care sunt militari trebuie să stea în țară, nu în Afganistan și în Siria și în Kosovo și în alte prostii unde nu avem noi nicio treabă. Trebuie să stea în România și să ajute să fie ordine, disciplină, să țină în frâu fenomenul infracțional. Asta trebuie să facă armata română să bage spaima în infractori și în aia care vor să facă fără de legi. Pentru asta este nevoie de armată. Nouă, trebuie eliminate total și definitiv toate, toate, absolut toate pensiile speciale. Și la militar, și la sării, și la toți, și la judecători, și la toți. În primul rând că nu este constituțional. Nu este nu respectă drepturile fundamentale ale omului, este o discriminare. Deci eu trebuie să plătesc, să contribui ca să am pensie și altul nu trebuie să contribuie, ok, dar nu numai că nu contribuie, nu ia pensie, dar mai și primește pensie din banii mei, din contribuțiile mele. Păi bă, lor, unde-i dreptatea? Adică cum? Eu, de exemplu, poate nu vreau să mai contribui, ca să n-am pensie. N-am voie. Trebuie să contribui. Vreau, nu vreau. Bine, nu. Contribui. Și după ce contribui, eu am o pensie de rahat și altul care nu a contribuit are pensie de 10 ori mai mare ca mine. Din banii mei, din contribuția mea. Păi cum e posibil așa o nedreptate bă, fraților? Păi cum să-ți bagi joc în halul ăsta? De 20 de milioane de oameni. Cum să-ți bagi joc în halul ăsta? Cum e posibil așa ceva? Sigur că te bazezi pe faptul că mai maimuțele tac și înghit, că nu comentează nimeni. Mai e câte unul din asta ca mine, care vorbește pe Facebook și pe ăsta vine, trimiteți câțiva la 3, 3, 4, 5 să-l înjure și să spuneți că e caghebi și e bolșevic și ați rezolvat-o, gata. Deci, următorul guvern, nici nu trebuie, ce parlament, ce îi pui pe aia să voteze, aia care sunt primii, care au pensii speciale. În Parlament, aia care au pensii speciale, trebuie să voteze împotriva pensiilor speciale. Bă, sunteți nebun la cap? Aici trebuie un Putin care să zică stop cu pensiile speciale. De mâine nu mai are nimeni nicio pensie specială și cu asta basta. E asta nu poate să facă un politician. Niciodată. 10. Legea salarizării personalului bugetar trebuie făcută, refăcută, complet. Este inadmisibil, fraților, ca diferența între salariul minim la bugetari și salariul maxim să fie de 100, de 100, de ori mai mare salariul maxim decât salariul minim. Sau cât e? 86 de ori sau ceva de genul. Băi, fraților, este inadmisibil. Păi ce face ăla, bă? În 8 ore încât să merite de 80 de ori mai mult salariu. Ce dracu! Trebuie să fie o lege clară a salarizării personalului bugetar. Diferența între salariu minim și salariu maxim nu are voie să fie mai mare de 10 ori. Și 10 ori e foarte mult, dar hai să zic, să nu zic că unii și alții că sunt comunisti. Dacă salariul minim e 300 de euro, salariul maxim să poată să fie 3000 de euro. Dar nu 20.000 de euro cum sunt unii prin. CNFPA-urile și fnsam urile și toate căcaturile astea inventate de politicieni ca să își tragă uh, salarii uriașe la neamuri. Bă, fraților, este incredibil! De mâine ar trebui! Spus, stop! Faceți salariile cum vreți, dar între minim și maxim mai mult de 10 ori nu are voie să fie. Punct! La fel, același lucru cu pensiile. Păi cum poate să aibă unul pensie... 150 de euro și altul 15.000 de euro. Băi, fraților, cum e posibil? Și atenție, ăla care are 150 de euro a muncit toată viața și a contribuit în agricultură. Bun. Iar ăla care are 15.000, toată viața a frecat-o la, la cald. A lucrat într-un birou. A fost judecător și a dat sentințe, știm noi foarte bine cum se dau sentințele. Și a făcut averi uriașe din sentințele alea minunate pe care le-a dat. Cum e posibil așa ceva? Să aibă pensie de 100 de ori mai mare, fraților. 150 de euro au amărâția care au lucrat în agricultură de vai de capul lor, iar judecătorul are 15.000 de euro pensie. De 100 de ori pensie. Și ăla n-a contribuit, atenție, ăla n-a dat un ban din salariul lui contribuție la pensie. Voi păi, cum e posibil atâta nedreptă? Toate nedreptățile astea trebuie să dispară, fraților. Sigur că da, într-o lume normală, toate nedreptățile astea ar fi trebuit să fie motiv de revoluție. Și de luat gâtul la toți ăștia, șmecherii, și nemernici, și hoții, și ticăloși. Sigur că da, într-o într într țară, un popor de maimuțe, ce revoluție să faci? Revoluție odată la 200 de ani. S-a făcut una acum 30 de ani, peste 170 de ani o să mai vină una. La vremurile care vin, salariile bugetarilor sunt uriașe. E foarte bine. Sunt românii noștri, au salarii minunate. Dar, bă, fraților, dar nu mai sunt bani de plătit. În următorii ani nu vor fi. Salariile astea trebuie făcute, aduse la nivelul ăsta de maxim, maxim 10 salarii minime și trebuie plafonate. Următorii 3 ani cel puțin nu trebuie să se mai crească nimic. Sporurile salariale, punctul 12. Bă, fraților, plin de sporuri salariale. După ce cau au salarii uriașe ăștia în domeniul bugetar, mai au și 20-30% sporuri. Bine, sporuri. Eu zic că ok, spor. Că nu poți să-i dai unuia care este polițist și lucrează în birou, nu poți să-i dai salariu cât dai unui polițist care stă în intersecție, dirigează circulația și îl plouă și stă în frig și vânt. Sigur că trebuie să-i dai un spor pentru asta. Că poate să aibă același grad, aceeași pregătire, numai să facă o muncă mai complicată, mai grea, mai periculoasă. Mai... Păi da, bă, dar 10% i de ajuns. Cum să dai tu spor, auzi? Spor de computer. Cum să-i dai spor că lucrează pe computer? Păi în ziua de astăzi să lucrezi pe computer este ca și cum te-ai scărpina în cur. Cum adică să dai spor că lucrezi pe computer? Auzi bă ce bandiți, nu mai știu cum să-și zici. Auzi ce spor au în justiție. Spor de lucru cu praf de hârtie. În schimb, ăla care lucrează în frig, în ger, în ploaie, care lucrează în construcții, care sapă șanțuri, în noroie, n-are niciun spor, frate. N-are că dacă nu lucrează în praf de hârtie și nu lucrează cu computerul, ne e mai spor. Ce spor să ai, tată, dacă nu lucrezi cu computerul în construcție acolo pe schele? Este tot o bătaie de joc și o nedreptate dusă la paroxism în țara asta. Și nu se face dreptate pentru că sunteți niște blajini. Din cauza asta nu se face dreptate. Punctul 13. Trebuie dată o lege urgent pentru interzicerea vânzării terenurilor agricole către entități străine. Vine foamea, Vine criza alimentară. Mai devreme sau mai târziu. Poate anul ăsta o să dea ploi și o să fie bine. Dar mai devreme sau mai târziu, vedeți că vremea e dată total peste cap. Mai devreme sau mai târziu va fi dezastru agricol. Așa cum mai devreme sau mai târziu a venit și virusacul ăsta, mai devreme sau mai târziu vine și dezastru agricol. Și ne prinde iar descoperiți cum ne-a prins și virus ache. Bă, fraților, degeaba ai tu terenuri agricole și degeaba sunt irigate. Dacă firma, compania care face și face producția, este austriacă și zice, bă, noi trimitem produsele noastre agricole în Austria, că poporul austriac moare de foame. Păi nu poți să-l oprești. N-ai nici cum măcar să zici că interzici exporturile, că nu e export asta. E intracomunitar, e în Uniunea Europeană. E ca și cum ar merge uh, uh, trenurile cu grâu, ar merge de la București la Bacău. Nu poți să-l interzici, că, interzi că atunci încalci legislația comunitară a Uniunii Europene. Deci n-ai cum. Și ce o să faci data? Când o să moară românii de foame. Și ea care au, cât de cât au făcut ceva recoltă, o trimite în Austria sau în Italia sau în Germania. Ce o să faci? Vă dați seama? De ce ungurii, olandezii, nemții poate să facă lege prin care să nu se vândă terenurile agricole? Sigur că nu zice că nu se vinde terenul agricol. Se vând, se pot, poate să cumpere oricine teren agricol. Dar trebuie să îndeplinești următoarele condiții. E bine și nu poți să îndeplinești condițiile alea tu ca străin. Sigur că trebuie să apelezi la o șmecherie, cum au făcut ei. Eu am vrut, de exemplu, să cumpăr teren agricol în Germania. Nu se poate. Efectiv, nu se poate. Am vrut să cumpăr în Franța. Nu se poate. Este imposibil de cumpărat teren agricol, pentru că trebuie să îndeplinești niște condiții pe care n-ai cum să le îndeplinești. Punctul. 14. Trebuie neapărat dată lege pentru descurajarea exportului de produse agricole și mai ales de produse agricole neprelucrate. Din nou, din același motiv pe care vi l-am mai spus. Vorbesc de export, nu de intracomunitar, că nu poți să interzi să plece grâu sau să plece cartofii din România în Polonia sau în Italia sau în Germania. Asta n-ai cum. Doar dacă ești din Uniunea Europeană, care și asta e de discutat. Dar nu astăzi. Dar, atenție, din România pleacă, pleacă oi spre țările arabe cu milioanele. O să murim de foame aici, nu o să avem ce mânca, o bucată de carne, dar o să plece o grămadă de oi de carne, de proteine, o să plece în Arabia Saudită, în Emiratele Arabe, în Qatar și așa mai departe. Bă, fraților, nu mai sunt vremuri când să faci, mai ales că nici nu câștigi nimic. Câștigurile la astfel de exporturi sunt nimic. Nu mai vorbesc că se încarcă pe, pe un vapor 10.000 de oi și scrie în acte că sunt 3.000. Cum a fost cu, cu vaporul ăsta scufundat, cu oi, în care în acte apăreau 4.000 de oi și în realitate au găsit că au fost 10.000. De ce ca să nu plătească nici taxe? Deci trebuie descurajat dacă nu se poate interzice exportul de produse agricole neprelucrate. Sigur că da. Dacă este să exporți uh, mușchiuleță uh, afumat și făcut și care are, atenție, valoare adăugată și e prețul, de, e prețul umflat, crescut, în așa fel încât să intre bogăție în țară, da, hai. Că atunci, cu banii care iei de pe foarte mulți, care iei de pe produsele alea prelucrate, poți să te duci și să cumperi materie primă din altă țară, din Africa, din America de Sud, din Australia, de la Dracu. Zici, bă, lasă că așa bani mulți iau și așa bine pentru țară, că mai bine mergem și luăm din Ucraina, greu, nu mai facem la noi, de la Dracului. 15. Trebuie neapărat naționalizat OMV Petrom. Ajunge cu bătaia de joc. Ajunge cu redevență 3%, dragii mei. Vine vremea când s-ar putea nici benzină și motorină să nu mai avem în țara asta, pentru că se vor închide granițele, oricând se poate. Uitați cum a fost pandemia asta, dragii mei. Au zis stop la exportul de medicamente, sport, stop la exportul de, de aparatură uh, medicală, stop la exportul de alimente. Păi bă, fraților, mâine, poi mâine, mâine începe un război sau ceva și aflăm că stop la carburanți. Păi ce facem? Că petrolul nostru e la austriecilor. Și pentru tot petrolul pe care le iau de aici, ne dau și nouă 3 Nici nu îl prelucrează aici și ne dau doar 3%. Atenție, 3% pe ce declară? Că și ăștia fac ca la exportul de oi duc de două ori mai mult în Austria decât declară. Și nouă ni se dă 3%. Bă, bă, fraților, ia imaginați-vă că voi aveți un măr în curte. Și pentru că sunteți o putoare, spuneți vecinului, bă, e mie lene să-mi culeg merele, nu vrei să le culegi tu? Și vecinul zice, bă, eu ți le culeg, dar fii atent. merele sale mele, îți dau ție 3% din totalul de mere pe care le culeg. Cum să accepti așa ceva, bă, fraților? Cum să accept să-ți vină vecinul să culeagă merele din mărul tău, din curtea ta și să-ți dea ție 3% și 97% din mere să fie ale lui? Păi ce rahat de om trebuie să fii? Na, uite așa și cu petrolul nostru. Băi, petrolul nostru și la noi în țară costă litru de benzină și de motorină mai mult decât în Austria, care nu are un gram de petrol în subsolul ei. Păi, e incredibil, mă. Incredibil. Asta se poate numai la un popor ca al nostru, bă, fraților. Bun. Și asta n-ar fi atât de fantastic de grav. Dar vine ziua când nu o să avem ce să băgăm în tractoare, să să, să, să să arăm ogorul, pentru că pleacă petrolul în Austria, că asta e. Nu ne mai vinde nimeni nouă petrol ca o nevoie ei. și atunci ce o să facem? Când nu o să avem bani pentru camion? Carburanți pentru camioane, pentru tractoare, pentru mașini, pentru nimic. Ce o să facem când nu o să mai avem deloc carburanți? O să avem petrol, dar se va duce tot în Austria. Și dacă am vrea, astăzi, să-l păstrăm aici. Au avut grijă nenorociții să distrugă tot, absolut toată industria chimică, să nu mai putem prelucra, să facem din petrol benzină și motorină. La punctul 16 este neapărat nevoie reindustrializarea țării. Trebuie să avem industrie grea cu capital majoritar de stat. Trebuie să avem industrie farmaceutică cu capital majoritar de stat. Trebuie să avem industrie chimică cu capital majoritar de stat. De ce chimică? Ca să poți să-ți faci carburanții singur și ca să poți să-ți faci oricând din gaz și petrol să poți să-ți faci îngreșămintele pentru agricultură singur. Ăstea toate trebuie să fie din nou în țara asta. Reindustrializare și cu capital majoritar de stat. Nu zic 100%. Dar trebuie să ai controlul tu, statul român, pe el. Nu să vină să spună OMV-ul, știi, noi în Austria avem nevoie noi de, de, benzină și de motorină, nu putem să lăsăm în România. Și tu să spui, pe ce să fac? N-am ce să fac, că ești, ca ești acționar majoritar. Și este inadmisibil o țară singură să-și o tragă cu, cu mâinile, să-și să taie singură craca de sub picioare cu mâinile. Bă, fiecare nu știe cum să mai facă în lumea de astăzi să fie independent, să nu depindă de altul la medicamente, la îngrășăminte, la carburanți, la industrie grea, iar noi românii ni le-am autodistrus, ni le-am distrus noi singuri, de bună voie. Este incredibil, bă, fraților, sinucigași. Ca familia alea de țigani care când e frig afară și nu mai au cum să se încălzească, și bagă mobila în sobă ca să se încălzească. Exact așa am făcut noi cu industria noastră petrochimică, cu industria noastră grea, cu industria noastră constructoare de mașini, cu industria farmaceutică. Bine mă, privatizezi magazinele, alimentările și ai o tâmpenie, dar hai să zicem, privatizezi uh, 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 alea de făcut ciment, prim, privatizezi telecomul, bine mă. Păi, dar sunt câteva chestii care n-ai voie să le privatizezi. Ăstea care vi le-am spus, plus distribuția de gaz și curent electric. Păi, cum să le privatizezi când au monopol? Păi, mâine se enervează și zice, bă, gata, haide, nu mai vă Prețul se dublează la curent electric. Este inadmisibil. Cum să privatizezi distribuția? de curent electric și distribuția de gaz într-o țară. Să le faci să fie ale altor țări. Este incredibil e de noapte aminții ce s-a putut întâmpla în țara asta în ultimii 30 de ani. Toate astea trebuie screparate. 17. Interzicerea oricărui tip de exploatare de resurse naturale, de materii prime, cu companii cu capital majoritar străin Trebuie să terminăm o dată cu asta. Eu nu sunt naționalist, nu sunt speriat de bombe, dar bă, fraților, noi trebuie să fim stăpâni la noi în țară. Că uite, cel mai bun exemplu, coronavirusul a arătat ce se întâmplă când ești la mâna altora. Nu trebuie să mai fim la mâna altora. Eu nu sunt naționalist, nu sunt comunist, nu am apucat. Bă, dar sunt niște chestii vitale care trebuie noi aici în țară să le putem face. Vitale nu sunt rachetele Patriot și avioanele F-16, ci este industria farmaceutică, industria petrochimică, distribuția de gaz și de curent electric, apele. Astea sunt strategice, nu rachetele. În secolul 21, numai imbecilii de la Washington mai cred că esențial este să ai rachete, portavioane și avioane. Nu, dragii mei. China este cel mai bun exemplu. În ziua de astăzi, esențial este să produci. Esențial este să fii viabil din punct de vedere economic. Asta este esențial. Poți să ai tu avioanele, portavioanele, tancurile și rachetele lupește, dacă ești în stare de faliment. Vină el, vin chinezoii și îți au și F-16-urile și portavioanele și tancurile și tot. Asta este adevărul. Numai că asta, pentru, pentru a înțelege lucrurile astea, trebuie să ai un conducător care să-l ducă capul, frate, nu niște prost alăi. Trebuie să ai meritocrație, cum este în China. Sigur că nu este o meritocrație totală în China, nu este o super meritocrație. Dar există influențe meritocrate foarte puternice. 20-30% este o societate meritocrată. De-aia au ajuns în 30 de ani să ajungă din evul mediu, să ajungă pe locul întâi în lume. Din punct de vedere economic, să fie cea mai mare forță economică a lumii. Acum 30 de ani râdea toată lumea de ei. Era un epoca de piatră. Și acum sunt cea mai mare forță economică mondială. Punctul 19, 18, pardon. Eliminarea tuturor beneficiilor pentru deținătorii de doctorate și certificate de revoluționari trebuie să se termine odată cu bătaia asta de joc. Toți politicienii sunt doctori. Toți șmecherii din țara asta sunt revoluționari. Toți au câștigat și câștigă sume enorme de bani, ca au beneficii extraordinare, pe spinarea noastră a celor mulți. Ei sunt șmecherii ăștia cu doctorate și cu certificate de revoluționar, la fel ca judecătorii cu pensii speciale. Ăștia sunt o altă categorie de șmecheri. Trebuie să se termine cu chestia asta. Trebuie să se facă dreptate. Revoluția am făcut toți. Și eu am fost la Revoluție și nu m-am dus niciodată să cer vreun certificat. Mi-a fost rușine. Cum să mă duc? M am fost acolo, dar am fost mii de oameni care am ieșit la Revoluție. Mii de oameni, nu m-am brașov. Păi da, dar numai vreo sută au fost șmecheri. S-au dus și de atunci își trag spații comerciale, nu plătesc impozite și tot felul de avantaje din astea și beneficii care de unde sunt pe banii noștri, ăstora, care nu suntem șmecheri? Ca asta e o țară în care, dacă ești șmecher, trăiești bine. Dacă nu, la revedere. Ești prostul familiei, mor de foame. Șmecherii trăiesc bine. E, trebuie e vremea să se termine cu șmecherii. Punctul 19. Pe păi, fraților, eu spun, de pe vremea lui Ponta, când îi ziceam că e un imbecil, că tot scade TVA-ul și nu credea el era mare manager, era mare de șteponta, care și ăsta, ca și Orban, în viața lui n-a condus un chioș de ziare, dar era prim-ministru și hotăra el că trebuie să scadă TVA-ul. Bă, fraților, TVA-ul trebuie să meargă la 25%. Neapărat. Sigur că dar ar trebui să stau să, să, să vorbesc trei ore ca să conving să explic de ce trebuie să ajungă TVA-ul la 25% dar este imperios necesar să se ridice TVA-ul la 25%. Dacă vreodată cineva va spune, da, îl ridicăm, dar convinge -ne, sunt dispus să fac efortul ăsta să explic de ce. Și punctul 20 și ultimul, reducerea numărului de angajați în sistemul bugetar administrativ la jumătate. Bă, fraților, în anul 2004, când a luat puterea Traian Băsescu, în România existau 800.000 de, de bugetari. Astăzi, atenție, în 2004, când erau 20 de milioane de locuitori în România, astăzi sunt doar 18, astăzi, cu 2 milioane de locuitori mai puțin pentru că au emigrat, avem 1.400.000 de, de bugetari, de putori care taie frunze la câini. Și care stau pe spinarea noastră cu salarii de 2-3 mii de euro pe lună. Băi, fraților, este inadmisibil. Nu există așa aparat bugetar procentual nicăieri pe planeta asta, cum există în România. Sigur că da, politicienii, toți care au venit, sigur, au venit politicienii, au venit astăzi la putere și au pus neamurile în administrația publică. Și cu atenție cu contract colectiv de muncă, nu poți să-l dai afară nicicum, orice ai vrea, orice ai face, n-ai cum să-l dai afară. A plecat politicianul de la putere, a venit altul și a adus și ăla neamurile și le-a pus în administrația publică. Tot așa cu contract colectiv de muncă că n-ai voie să-l dai afară în niciun fel. Și uite tot așa, dragii mei, s-a ajuns ca de la 800.000 care în 2004 se discuta că este uriaș numărul de 800.000 de bugetari era uriaș, 800 de mii la 20 de milioane de locuitori. Astăzi e 1.400.000 la 18 milioane de locuitori. Este inadmisibil. Este o cheltuială uriașă pe care o face statul ăsta cu niște tăietori de frunze la câini. Trebuie redus la jumate numărul bugetarilor, iar cei disponibilizați să meargă și să facă lucruri utile societății sunt atâtea de făcut în țara asta avem de făcut industrie avem de reconstruit o țară întreagă la muncă cu ei gata cu birourile, au lenevit destul 20-30 de ani le-a mers extraordinar de bine au, au, au huzurit în dragi păspinarea proștilor care au muncit din greu e vremea să se ducă la muncă acum e, spuneți-mi dragii mei, cum poate să ia un guvern de, de politicieni aceste 20 de măsuri care sunt imperios necesare ca să mai pot salva România. Spuneți-mi, cine, ar trebui, cine ar putea fi primul ăla ministru care să ia astfel de decizii în România în condițiile de astăzi, în condițiile în care numai una din măsuri dacă ei ai pierdut alegerile. Dragii mei, cam Asta am vrut să vă spun astăzi. N-aș vrea să amestec și cu alte subiecte. Gândiți-vă bine, dați și la alți români, poate se trezesc, șeruiți, distribuiți, trimiteți și altora. Sper să se trezească cât mai mulți dintre români și să înțeleagă, poate ajunge la urechea lui Claus și poate își dă seama, bă, stai, bă, că am distrus România și eu și Băsescu. Ai bă, trebuie să facem. Hai să, hai să facem cu adevărat un guvern de meritocrați. Hai să facem să se termine odată, să nu, să nu îngropăm țara asta de tot. Poate cine știe. Poate are Claus așa o sclipire de inteligență, o iluminare și zice, bă, ajunge. Ajunge și eu îi spun un lucru lui Claus. Claus, dacă nu te trezești și nu faci acum în ceasul al 12-lea ce trebuie făcut, Bă, să n-ajungi să fii linșat. Să n-ajungi în 2-3 ani să fii fugărit ca Ceaușescu și să sfârșești ca Ceaușescu. Gândește-te bine, Claus. Mai bine astăzi, dureros, decât peste 2-3 ani să sfârșești ca Ceaușescu. Asta dacă ai noroc de vreun elicopter și nu cumva te prinde lumea și te rupe bucăți. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mulțumesc și celor care m-ați înjurat, că am văzut că m-ați înjurat la greu pe aici. Sigur că dar, eu înțeleg că sunteți plătiți să faceți asta. Știu că există echipe întregi de așa ceva. Uh, nici nu mai le bag în seamă. Eu sper ca adevărații fane acestei emisiuni să vă vină de hack, să vă facă report și să vă închidă gura și cu toate că nu e nicio scofală să vă deschideți după aia alt cont și să continuați să vă faceți meseria să vă câștigați pâinea pe care o câștigați, sigur că da, într-un mod mizerabil, dar, dar muncit, sigur că da. Asta este, trebuie să existe și de ca voi, nu există pădure fără uscături. Eu o promit că o să continui să fac aceste emisiuni, oricât m-ați înjura, o să continui să încerc să le deschid ochii românilor și o să ne revedem cel puțin pe perioada crizei săptămâna. Asta înseamnă că săptămâna viitoare, pe joi, probabil din nou, ne vom revedea. O să postăm pe Facebook să anunțăm cu o zi înainte, ziua exactă și ora la care va fi emisiunea. De asemenea, puteți urmări emisiunea și pe YouTube. În cazul în care Facebook face figuri și se întâmplă ce s-a mai întâmplat, să fie ștersă emisiunea imediat după difuzare. O să o fac din nou mâine și o să o fac. O să o înregistrez eventual și o să o postez. De mine nu scăpați. Asta să vă fie clar, dragi politicieni, că de mine nu scăpați. Până săptămâna viitoare, dragii mei, vă spun ca de obicei la sfârșit de emisiune. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!